Până acum nu s-a întâmplat la noi aici, în comună. Suntem o grămadă de femei singure, dar nu s-a întâmplat așa ceva. S-a întâmplat că e o femeie singură și eu mă mai duc la dânsa de-o mai ajuns și așa și am fost la dumneavoastră până pe la 9:30, am stat acolo, a fost bine și după aia am plecat acasă și s-a băgat cineva la eu, un bărbat. S-a băgat pe niște ea, păi nu știu. Un băiat? Da. Noaptea? Da. Se pare că bărbatul ar fi escaladat gardul locuinței femeii, ar fi pătruns prin efracție în casa ei și ar fi violat-o. E o femeie care n-aude bine, are aparat auditiv și o sta la televizor prima dată, după ce am plecat eu mai sta până pe la 11:30 și după mai târziu, pe la 12:30, ea s-a culcat după aia și s-a pus în pat și a luat aparatul de la urechi, nu și lasă noaptea la dânsa. Și pe la 12:30 o vin cineva peste dânsa. A intrat peste ea în casă? Da, o spart ușa și s-a băgat în casă și s-a trezit cu el în pat, peste ea. Ce putere ai o femeie când vine peste tine? Și atunci au început să se lupte cu el și așa și au încercat să o violeze și ea s-a luptat, nu a putut să-i facă, că a învinețit-o pe mâini, a făcut, i-a băgat mâinile așa și pe urmă s-a luptat, a trântit-o prin toată casa, în patul ălălalt, că erau două paturi în casă și a pus-o cu fața în jos și a vrut să-i facă alte treburi și pe urmă nu s-a lăsat nici cum la dânsul și când, în timp ce s-a luptat, de la o vreme eu trec cu nebunia ce-o avut. O beat. Doar nu a făcut niciodată prostii de așa cu ăla. O ieșit din casă și o plecat și o lăsat-o dezbrăcată, că a dezbrăcat-o până la brâu. Și o femeie de 87 de ani, singură și niciodată nu a avut nimica cu el, s-a băgat peste ea. Dar o cunoștea. O cunoștea că e din sat. Câți ani are? 87. O, săracă. O zis că a avut un ciorap în cap ca să nu-l cunoască. Și nu a auzit când a spart ușa că are aparatul, era luat și nu a auzit. Și așa s-o treză cu el și pe urmă a început să se lupte cu el. Așa femeie bătrână, cum a putut? A vrut să ia bani, are bani, are... Bani, are, are oameni pensii de cum ce pe eu, de cu 700 fiecare. N-are bani, săraca, de unde să aibă? Dar auzi că nu e cerut bani, nu știu de ce, o hobeat, hobeat. Noroc că era pe masă cuțitul, bine că nu a pus mâna pe cuțit, că era telecomanda, au luat telecomanda să-i dea în cap, ce-a apucat, că nu a trântit-o în patul celălalt. Și el a luat telecomanda de la ei, i-a aruncat-o lângă televizor și pe urmă a mutat-o în patul celălalt și mai departe. Pe urmă a lăsat-o acolo și era întuneric în casă, că numai becul de la poartă se vedea în casă și... O lăsat-o acolo, o dezbrăcată și o fugit. Așa o găsit o fata asta care o îngrijește, s-a dus dimineața la ea, că merea de obicei să vadă ce face și o găsit-o săraca bătută și asta tot în suflet s-a dus la poliție să anunță, să spună că situația și așa și după aia s-a deplasat domnul acolo și sigur că o luau măsuri. Ulterior s-ar fi deplasat la domiciliu, loc din care l-au ridicat polițiștii. În sarcina lui au fost reținute infracțiunile de violare de domiciliu și viol, iar în cursul zilei de azi va fi prezentat în fața magistraților pentru dispunerea măsurilor legale. Dar s-a mai întâmplat așa ceva aici în sat? Nu s-a mai prea întâmplat. Acum de o vreme păi se tot întâmplă și se tot... Cum vi se pare gestul? Extrem de urât și foarte urât, foarte urât să faci așa ceva, mi se pare. Eu cred că trăim și vremurile apocaliptice, că eu n-am pomenit să te duc să lucruri de astea, nu știu, înfiorător și fricos așa ceva, nu știu, de frică să mai stai în casă. Acum stați cu frică? Dar cum să nu stai cu frică, domnișoară? Nu zici, dumneavoastră, dacă stați singur aici, în câmpul ăsta, aici, singur, o femeie singură. Ce putere ai o femeie când vine peste tine? Ce s-a întâmplat cu acest violator? A mai ajuns la instanță? Da, activitățile procedurale au continuat, urmea să fie prezentat în fața procurorilor. În timp ce era transportat înspre parchet, pe DN14B, în apropiere de municipiul Blaj,
Autospeciala de poliție a fost implicată într-un incident rutier produs din vina altui conducător auto. În urma acestui incident, bărbatul a suferit leziuni corporale ușoare, a primit îngrijiri medicale, iar procedurile judiciare au continuat și a fost prezentat în fața magistraților. Oameni care îi cunoaștem și așa, și acum suntem o grămadă de femei singure. Da. Și ne frică la toate acum.